Vlad, cred că este terorizat. Cum ar fi să port Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici din serviciul Fix Your Bike. Nu uitați, înainte să vă uitați la acest videoclip, dați un like, un share și un subscribe. Încă sunt cu ochii pe acea statistică de 65% din oamenii care se uită sunt neabonați. Astăzi vrem să finalizăm această bicicletă minunată S-Works, la care lucrez, asta este a treia zi, dar lucrez cu mare drag la ea, dar Vlad a terminat un rock rider, a terminat cu o revizie mare, acum este la serviciu unei furci de la acest GT, care este în dreapta mea, el acolo face semne cu lower-ul. Această bicicletă GT a venit pentru service la lower, service la camera de aer, la shock. Și eu m-am apucat de dimineață și am dat din mâini. Asta este roata de spate a bicicletei din spatele meu și i-am curățat și zona de clicheți. I-am pus aici vaselină ce urma să fie presată de caseta de pinioane și mi-am dat seama că e foarte, foarte zgomotos butucul ăsta. Sunteți pregătiți să-l auziți? Cam atât de zgomotos. Am și desumflat cauciucul pentru că trebuie să montăm cauciucurile la noi, cu care vă amenin de aproximativ 3 zile. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar fiecare zi se filmează aici, în atelierul Fix Your Bike. Vlad, cred că este terorizat de faptul că filmez zi de zi și că mă aude în fiecare zi cu intro și cu outro spus. Îl visez noaptea? E ok. Să văd dacă reușesc să umflu la pompă acest cauciuc. Am încredere că cei de la Specialized fac cauciucuri bune și sunt făcute corect și haideți să vedem. Vlad, tu ce zici? Îl pun la pompă? Da. Ce încredere are el în mine? Este! S-a pus! Și arată cam așa. Roata. Nu știu ce să zic. Că îmi place, că nu-mi place. Că să-mi pun și eu, să nu-mi pun și eu. Lăsați-mi în comentarii dacă credeți că această roată cu fundul maro ar arăta bine și pe bicicleta mea. Vlad, tu ce zici? Eu zic că da. Zici că ar arăta mișto? Da, e cool. Dar dacă tot avem bicicleta aici, nu-i păcat să nu-i facem o probă? Am băgat și lichid antipană de la Nenea Stens. Iar acum trebuie să montăm pinioanele și sunt pinioanele mele preferate. Aș putea să-mi fac așa un lanț cu pinioanele astea. Sau cum ar fi să port un pinion din ăsta așa. Uite-mă cât de mișto arată. Le montăm pe roată chiar acum, curate, da? Să ne înțelegem că am primit eu niște mesaje pe acolo și era lumea voi care spuneți punem pinioanele frumos aici pe roată și le și strângem. Gata, montate și pinioanele și mamă cât de zgomotos este. Hai să facem proba și pe bicicleta mea. Vreau să fac ceva rapid la bicicleta mea și deja nu mai avem loc. Ce părere ai de lucrul ăsta? Ce părere aveți de lucrul ăsta? Arată bine? Arată bine? Vlad, tu ce zici? Nu știu. Dar ce ai prefera? Așa sau așa? Dar zi tu ce preferi. Este un pic în evidență ăsta. Cred că dă destul de bine și lanțul cu ăsta. Se asortează și îmi place că scrie eliminator aici cu verde. Și se asortează cu cadru. Asta da. Neapărat, am nevoie de sfatul vostru acum. Pentru că sunt indecis. Sunt 50-50. Dacă stau să mă uit, încep să trec către partea din spate. Favorabilă, că îmi place cum arată. Este un pic din anonimat bicicleta. Pentru că am recunoscut, mi se pare prea anonimă culoarea asta.
nu este deloc în evidență și cauciucurile alea cred că are și un pic în evidență. Dacă înainte spuneam că la o bicicletă lucrez, nu știu, 12 ore, 16 ore sau 18 ore, am lucrat 3 zile la această bicicletă minunată. În cele din urmă îi oferim până și o încărcare. Am băgat-o la încărcat ca atunci când pleacă de aici să fie gata, pregătită de mers pe munte. Dar haideți să facem o scurtă recapitulare ce am făcut acestei biciclete. În prima fază am montat două cauciucuri cu bandă maronie și le-am făcut și tubeless, am pus soluție antipană. Am verificat tensiunea în spițe la ambele roți, am făcut service la butucul de față, la cel de spate, la casetă. Am curățat transmisia la cuva cu ultrasunete, am curățat rotițele schimbătorului, le-am băgat și pe ele, vaselină nouă, partea de articulație am curățat-o și pe ea, fiecare rulment în parte i-am băgat vaselină nouă. Ați văzut acum 2-3 zile ce am făcut la ea. Dacă nu ați văzut, înseamnă că nu sunteți abonați sau nu vă uitați la toate videoclipurile mele și tu, care nu știi ce am făcut la această piesă aici, înseamnă că te încadrezi în cei 65% dintre oameni care nu sunt abonați. Dar, să revenim. Am făcut o revizie mică la șoc, o revizie mică la furcă, partea de cuvezi la fel și ea. Am făcut niște reglaje, avea urechea strâmbă și schimbătorul era puțin strâmb. Am îndreptat inclusiv schimbătorul, știu că unii nu o să fie de acord cu lucrul ăsta, dar mi-am băgat nasul și am tras un pic de el pentru că era strâmb. I-am făcut și reglaje. Am mai risit, bineînțeles, și frânele, curățat discurile și nu știu dacă am mai făcut ceva. Am mai făcut altceva la ea? Tot. Tot am făcut. Da. O dăm jos, o punem pe parte, pentru că trebuie să ne apucăm de următoarea bicicletă. Care următoarea bicicletă este, nu vă puteți închipui, care tot una de genul. Mai trebuie să bag aer în frână. Mai trebuie să bag aer în partea de suspensii. Și cam atât. Altceva nu am de făcut. O voi lăsa în continuare la încărcat și mă apuc de următoarea bicicletă. Și mai am de șters pe aici, pe acolo, pentru că a mai ieșit vaselina. Și vrem ca bicicleta să o predăm, nu că în perfectă stare de funcționare, în perfectă stare și estetică, cum n-a fost ea de fabrică. Și tind să cred că starea ei actuală este de fabrică. Ești de acord cu mine? Destul de aproape. Păi, de ce nu suntem de acolo? Are deja kilometri. Da, da, partea de serviciu. I-am dat înapoi kilometri. I-am dat înapoi kilometri, deci este fabrică. 0 kilometri. Haideți, la următoarea bicicletă. Dar am uitat un lucru. Trebuie să montez niște stickere tot aurii pe furcă. Nu voi monta cu 40, voi monta, bineînțeles, tot cu 36 acolo pe furcă, pentru că 2-3 stickere sunt puțin zgâriate și trebuie ca bicicleta să arate țiplă. Dar, până să ne apucăm la următoarea, avem aici un pacient cu niște roți șubrede, strâmbe, fără spițe, cu o spiță ruptă chiar și trebuie făcute roțile astea perfect drepte. Hai să vedem cât de strâmbe sunt. Da, destul de strâmbă, cea de față, ia, și cea de spate. Destul de strâmbă și cea de spate. Hai că ne punem pe centrat roți. Și 2, 3, 5, 20 de minute mai târziu, domnul specialist de aici de față este cu roțile drepte. Și haideți să vă arăt și vouă cum au ieșit, deși erau spițele. Să vă dau un exemplu. Asta era moale murea, asta era foarte tare. Dar acum toate spițele sunt tensionate egal și foarte gălăgios! Este perfect dreaptă și asta de față avea o spiță lipsă și acum este, ia să vedem, perfect dreaptă și ea. Cred că atinge un pic discul, să-i fac și un reglaj de frână. M-am apucat aici să dau jos partea de angrenaj. Am deblocat toate cele trei șuruburi ale sistemului de prindere al Chengaidului. Am dat jos Chengaidul pe care l-am aici, încă o piesă de prindere și am zis gata, montez alt Chengaid care este aici și ce credeți că nu se potrivește. Așa că îl pun la loc pe ăsta cu cele trei șuruburi și n-am ce să-i fac. O să vadă proprietarul că nu s-a potrivit Chengaidul. Bă, dar vezi că țin magura astea de spate. Tu nici n-ai văzut că am venit în spatele tău. Aici acrobații și drept. Ischibiții. Suntem și ischibiționiști acum. Bicla este gata, specializat. Din păcate n-am putut să-i montez Chengaidul. I-am centrat roțile și acum proprietarul urmează să vină să-și ridice bicicleta. Și cam asta este toată treaba. Îmi place la nebunie specializul ăsta. Pentru că, deși Double Crown, este aproape la fel de ușor ca ăla pe care l-am avut eu, ca YT-ul.
nu am avut special, ci YT. Și aș putea să spun că e atât de ușor. Îți vine să crezi? Da. Și nu mă strofoc ca să-l ridic, să-l țin aici. Aș putea să-l țin așa? Dar chiar, cât aș putea să-l țin așa? Hm? Nu prea mult. Încep să mă frigă mușchii. Nu te apăsa acolo pe el. Da, totuși, nu sunt eu atât de forțos, dar e foarte ușor bicicleta. Îmi place la nebunie. O dăm deoparte. Vlad, ți-ai terminat bicicleta? Yes, yes. A terminat și Vlad și ne apucăm de următoarele biciclete. De reparat că nu știu, să facem un pic de loc și nu de alta. Dar Vlad are Husqvarna aia. Apropo, Husqvarna pe care o tot vedeți aici în spate, pe suport, este bicicleta lui Vlad și are și el o problemă la ea. Vrea să-și remedieze problema. Am și eu specialist, mi l-am adus aici și vreau și eu să pun InvisiFrame-ul ăla pe care într-o bună zi nu o să se mai vadă aici în spate și nu avem timp. Da, o să ne facem timp și pentru bicicletele noastre și cam despre asta este vorba. Am avut atât de mult de muncă încât bancul s-a umplut de scule. Ce faci acolo, Vlad? Dirigezi, dai... Ai pânza pentru carbon. Și o vei lăsa pe jos, nu știu, pe undeva, acolo, pe lângă bonfire. Și tot astăzi a venit, dacă știți ce este această cheie minunată. Presupun că doar posesorii de e-bike știu ce se întâmplă cu cheia asta, dar vă zic, asta este cheia pentru a desface motorul de la e-bike. Din păcate, aici este motorul și de cheia asta aveam nevoie ca să desfac motorul. Ia, să vedem. Vine? E de aici? Gata. Asta este cheia și în curând vom desface și motorul de la Rock Machine. Eu voiam să mă mai apuc de roata asta. Am deschimbat rolmenții și Vlad a zis că nu mai are chef de muncă și, sincer, nici eu nu mai am chef de muncă pentru că de dimineață de la 8 în fiecare zi, cred că a început să mă apuce și pe mine oboseala. Și Vlad, cum dă el toată ziua din mânuțe. Da, vă mulțumim tare mult că v-ați dat până la capăt la acest videoclip. Nu uitați www.fixyourbike.ro, dați și un like și un share și un subscribe și noi ne revedem în următorul videoclip. Eu, Marius, în spatele meu Vlad, vă salutăm și ne revedem în următorul videoclip. Pa!